așadar Antonia și Cristian s-au sărutat într-un final la petrecerea de sâmbătă, s-au declarat astăzi un cuplu în emisiunea Mireasa Live, iar acum povestea continuă la capricii cu atacuri reciproce între Laura, Cristian și Antonia. Toată situația aceasta deja mi se pare că a luat o razna complet, practic acuzațiile sunt reciproce pentru faptul că Antonia spune că Laura tot timpul le caută prezența, își face de lucru în preajma lor, spunea despre episodul acela cu pozele la aniversarea Antonii, când Laura a venit și a scos pozele din album pentru a le strica momentul lor în dormitor. Pe de altă parte, Antonia, la fel, a fost numită lipsită de empatie când sâmbătă a venit și le-a povestit fetelor, chiar de față cu Laura, despre primul lor sărut și toată situația dintre ei. Doamna Daniela, bineînțeles că le-a ținut partea lui Cristian și Antoniei, spunând că tot așa Laura doar se victimizează și că caută aceste momente, ba mai mult spunea că acum îi caută prezența doamnei Daniela și că planul ei ar fi fost să îl recupereze cumva, să se împace cu Cristian și de aceea mai spera la acest lucru și a ținut acele poze în album până chiar la aniversarea Antoniei și că toate lucrurile acestea ar fi un plan. Laura a izbucnit din nou în plâns. Acum, sincer, nu știu ce să zic, pentru că la un moment dat, Laura a declarat că a trecut peste toate aceste lucruri și că nu mai privește lucrurile așa. Dacă vă amintiți chiar asta de vorbă cu Antonia și leura toate cele bune cu ceva timp în urmă, cu câteva zile în urmă, dar se pare că Că de fapt situația e complet alta ea acum își dorește să se răzbune cumva pe Cristian motiv pentru care îl și susține pe și în cursa de eliminare deci situația este una tot mai agitată și mai complicată în ceea ce îi privește